Declarații după ședința Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică, Viorica Dumbrăveanu, ministrul Sănătății, anunță alte două cazuri de infecție. În acest sens, până la etapa actuală, numărul a crescut până la 8. Toate sunt de import din Italia. Numărul de cazuri suspecte constituie 20. Printre cazurile confirmate nu se află copii. Potrivit autorităților, prima pacientă diagnosticată se simte bine. S-a întâlnit deja cu rudele. Fără concerte, slujbe bisericești, cursuri în școli și chiar zboruri către Europa, totodată în acest sens va fi sistată și circulația internațională a transportului rutier de persoane prin rute regulate și ocazionale, precum și a transportului feroviar către din Republica Moldova. Guvernul introduce măsuri restrictive suplimentare în legătură cu situația coronavirusului din țară. Prim-ministrul Ion Chicu a explicat că astfel de decizii se bazează pe necesitatea de a preveni răspândirea COVID-19 și sunt în concordanță cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Datorită situației coronavirus dificile din Franța și Spania, guvernul a decis să limiteze traficul aerian către Barcelona și Paris începând de mâine. Deja duminică, traficul aerian va fi închis spre și dinspre toate țările europene. De astăzi, la ora 00, noaptea, se sistează zborurile din încă alte două țări europene afectate de acest virus și este vorba de Spania și Franța. Deci noi avem două rute, Barcelona și Paris. Deci de astăzi la noapte se sistează și aceste zboruri, aceste rute. De duminică seara 00 se sistează zborurile în general din partea europeană, de duminică seara. Dar și astăzi și mâine o să monitorizăm dacă nu va fi necesar să sistem zborurile și din alte puncte geografice. Chicu a adăugat că cetățenii străini nu vor putea folosi transportul aerian pentru a ajunge pe teritoriul Republicii Moldova. Interdicția nu se aplică diplomaților acreditați la Chișinău sau celor care au permis de ședere permanent în Moldova. S-a luat totodată decizia de a fi suspendate toate evenimentele religioase. Vor fi pe o perioadă de 2 săptămâni suspendate toate activitățile cu caracter religios. Este această decizie a Comisiei. Toate activitățile cu caracter religios vizează slujbele divine pentru toate cultele. Premierul a explicat că nevoia de a interzice manifestările religioase se bazează pe faptul că persoanele în vârstă sunt cele mai sensibile la boala coronavirus, iar la slujbe și liturghii, anume această categorie de persoane, se găsește într-un număr destul de mare. În acest sens, televiziunea publică va difuza toate evenimentele religioase importante. Există, de asemenea, și decizia interzicerii evenimentelor de divertisment, precum concertele, discotecile și așa mai departe. Vacanța, după cum cunoașteți, în urma deciziei ședinței precedente, a fost stabilită pe încă o săptămână. O să vedem în funcție de evoluție dacă extindem acest termen. Astăzi nu am luat o asemenea decizie, dar este posibil, probabil va trebui. În concluzie, Ion Chicu a cerut cetățenilor din țara noastră să fie responsabili, să minimizeze contactele cu alte persoane, să asculte recomandările medicilor și să acorde o atenție specială igienii și dezinfectării. De fiecare dintre noi depinde modul în care abordăm această situație, a rezumat premierul. Bogdan Tanasov, Alexandru Justcov, pentru Accent TV.